Fondul Monetar Internațional se întoarce în România. O delegație a FMI va ajunge astăzi la București pentru a analiza evoluțiile economice și financiare din țară. O vizită similară a avut loc și în urmă cu 3 luni. Premierul Marcel Ciolacu subliniază că vizita este perfect normală și că astfel de evaluări au loc peste tot în lume, dar că FMI nu poate impune politica unui stat sau a unui guvern. FMI-ul nu poate să impună unui stat și unui guvern. E normal să vină, fiindcă fac în toată lumea, în toate țările europene, fac și în Germania aceste evaluări. Da? Noi avem o evaluare de țară pe care o face Comisia. Mi s-a spus că vom închide cu un deficit de 7,8. Eu am promis că voi închide cu un deficit cu minimum 0,5% mai puțin decât deficitul de anul trecut. Îmi cer scuze, am reușit. Mai mult, am spus că vom avea un buget până la sfârșitul anului și voi prinde un deficit mai mic cu cel puțin 0,5% față de anul acesta. Îmi cer scuze, am reușit să-l fac cu 5%. Azi vedem și prima execuție pe primul trimestru ca să fiu și mai determinat. S-au luat anumite măsuri și s-au luat anumite măsuri în primul și în primul rând pentru că ele au fost trecute în PNRR. Ele sunt trecute în jalonul 206, care este în cererea de plată numărul 3 și deja au venit anumite semne de întrebare și am mai anunțat public că este o problemă cu jalonul 206, cu micro-întreprinderile, fiindcă Comisia încă consideră că nu am luat toate măsurile pentru a închide această zonă unde ei consideră că este o impozitare mult prea lejeră pentru o țară de mărimea României. De obicei, cel sistem de impozitare se face zona de offshore. Sper să am capacitatea, cum am avut și până acum, să merg la Comisie să explică atâta poate suporta România în acest moment. De altfel, FMI a lăudat pachetul fiscal adoptat anul trecut, dar a atras atenția că este nevoie și de alte reforme pentru a ține în frâu deficitul bugetar. Guvernul continuă seria discuțiilor cu producătorii, procesatorii și marile lanțuri de magazine pentru prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Agriculturii Florin Barbu vor avea o întâlnire decisivă astăzi cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale pe care încearcă să-i convingă să prelungească plafonările pentru încă 3 luni. În caz contrar, prețurile ar putea crește brusc chiar din această săptămână, întrucât vechile măsuri expiră miercuri pe 31 ianuarie. Reprezentanții magazinelor nu vor ca măsura să fie prelungită pe motiv că inflația a scăzut. Aceștia vin cu o altă soluție, un mecanism prin care să se poată interveni doar în momentul în care creșterile de prețuri sunt bruște și neașteptate. Adaosul comercial la o serie de alimente de bază a fost plafonat la cel mult 20%. Președintele AUR George Simion nu și-a făcut apariția la întâlnirea față în față cu președintele Consiliului Județean Suceava, deși îl contestă vehement. Gheorghe Flutur i-a așteptat ieri pe cei de la AUR la discuții, împreună cu primarul municipiului Ion Lungu, dar și cu deputatul Ion Bălan, însă aceștia n-au mai venit. În final, Flutur a avut și un mesaj pentru Simion. George Simion, te aștept la Casa de Cultură, eu sunt aici, sunt bărbat și mi-asum să lupt pentru Bucovina. Ai scos o hârtie că vrei Bucovina înapoi, eu o vreau înainte spre lumea civilizată, nu înapoi la ruși. Oameni buni, suntem pașnici bucovinenii, nu vă luați după extremiști. Doamne ajută și gândul cel bun, trăiască România normală! Recent, Gheorghe Flutur l-a provocat pe Simion să candideze la șefia Consiliului Județean.
PSD rămâne primul partid în intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Ultimul sondaj curs arată că socialdemocrații ar obține 30% din voturi dacă ar avea loc alegerii duminica viitoare. Pe doi a urcat AUR cu 21% la mică diferență de PNL, care ar obține 19% potrivit sondajului. Urmează Alianța Dreapta Unită, compusă din USR, PMP și Forța Dreptei, care ar strânge 14% din voturi, iar UDMR este cotat cu 5% din voturi. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1082 de adulți în perioada 15-27 ianuarie, iar marja de eroare este de plus minus 3%. Alegerile europarlamentare sunt programate pe 9 iunie. Război total între primarul din Câmpul Lung Muscel, Elena Lasconi, și conducerea USR. Edilul cere ca toți cei din fruntea partidului să-și dea demisia dacă la europarlamentare formațiunea va obține sub 20% din voturi. Lasconi acuză modul în care se iau deciziile în USR și spune că nimeni din comitetul politic nu a primit vreo informare clară despre noua alianță încheiată cu PMP și Forța Dreptei. Ce vă spun acum? Câți dintre voi din comitetul politic ați primit ordinea de zi la timp? Câți dintre voi ați primit un document despre alianța pe care noi încercăm să o validăm? Eu nu spun că o alianță nu este bună. Dar care este respectul față de noi, comitetul politic, care suntem atât de importanți? Așa că propun trei lucruri. Unu. Dacă la alegerile europarlamentare vom avea un scor sub 20%, întreaga conducere să-și dea demisia. Edilul din Câmpul Lung deschidea lista partidului pentru europarlamentare, dar a fost retrasă după scandalul privind familia tradițională. Recent, Lasconi și-a dat demisia de la șefia filialei USR din Argeș și fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, și-a criticat șefii de partid. El a acuzat conducerea USR printr-o postare pe Facebook că a privatizat partidul pe un grup de interes și a anulat din pix alegerile interne, ca nu cumva să piardă controlul listelor cu candidați pentru europarlamentare, parlamentare și locale. România ar putea fi reprezentată în comun cu Polonia în dosarul intentat de Pfizer, anunță ministrul sănătății. Alexandru Rafila a explicat aseară într-o emisiune la Antena 3 că guvernul a încercat să vândă sau să doneze cât mai multe vaccinuri anticovid din cantitatea imensă cumpărată pentru a reduce din prejudiciu. Eu cred că noi am acționat responsabil încercând să vindem cât mai multe din vaccinurile acestea care reprezentau obligație de plată, pentru că dacă nu le vindeam, suma despre care se discută în procesul cu compania Pfizer n-ar fi fost de 550 de milioane de euro, ci ar fi fost de 700 de milioane de euro, pentru că ar fi fost mai multe doze decât cele pe care noi am reușit să le vindem. Există anumite proceduri la nivelul guvernului, în care fie guvernul, fie Ministerul de Finanțe angajează o firmă de avocatură. Problema este legată de faptul că firma care va reprezenta în mod efectiv România la proces trebuie să cunoască legislația din Belgia. Eu am luat legătura cu cei din Polonia, colegii din Polonia, am avut o discuție legată de acest proces și de o încercare de coordonare a pozițiilor celor două țări, mai este și cea de-a treia țară, Ungaria. O să vedem dacă putem să avem o reprezentare comună sau separată, dar oricum echipele de avocați să discute unii cu ceilalți. Eu bănuiesc că și compania Pfizer o să cumpărească bine în cadrul acestui proces, pentru că mie cel puțin, ca și om de sănătate publică, mi se pare absolut nefiresc ca o companie farmaceutică să arunce în aer credibilitatea vaccinării în general. Cât despre dozele comandate de la celelalte companii farmaceutice, Alexandru Rafila a spus că este nevoie de discuții în continuare. Moderna este singura companie cu care statul s-a înțeles, iar contractul s-a încheiat. Cu Johnson & Johnson și cu oarecum cu cei de la AstraZeneca mai trebuie să vedem care va fi situația, dar Moderna a avut o atitudine foarte corectă. Ne-au trimis dozele pentru un avans plătit de domnul Voiculescu,
în anul 2021. Nu trimiseseră dozele, le-au trimis acum în când luna decembrie. Când le-au trimis? Acum, în decembrie? Da, în decembrie, 1,2 milioane de doze. E bine că le-au trimis acum, pentru că e vorba de formula nouă a vaccinului și cine dorește, noi am distribuit medicilor de familie, dacă este doritor să se vaccineze, să poată să o facă cu cea mai nouă formulă disponibilă. Și au încheiat, practic, orice fel de litigiu comercial. Pentru restul de 70% din dozele comandate, nu am mai avut niciun fel de pretenție de continuare a contractului sau de litigiu în justiție. Pfizer a dat în judecată România și cere peste jumătate de miliard de euro pentru vaccinurile anticovid care au fost contractate, dar de care nu mai aveam nevoie. La mijloc este vorba de un protocol încheiat în numele țărilor membre de Comisia Europeană cu gigantul farmaceutic. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe. Fermierii francezi amenință cu blocarea totală a Parisului. Agricultorii din toate colțurile țării vor începe de astăzi un așa zis asediu al capitalei și vor bloca toate drumurile principale care duc spre Paris. Fermierii din Hexagon au intrat deja în a treia săptămână de proteste și cer insistent guvernului, între altele scutirii de taxe, diferite ajutoare, dar și plata subvențiilor acordate de Uniunea Europeană. Jannik Sinner a câștigat ieri Australian Open. Italianul, locul 4 ATP, a întors finala cu Daniil Medvedev, al treilea în ierarhia mondială, după ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Pentru Sinner este primul trofeu de Grand Slam câștigat. De cealaltă parte, Medvedev este la a treia finală pierdută la Melbourne. În vârstă de 22 de ani, Sinner a devenit și al doilea cel mai tânăr campion de la Australian Open după Djokovic. Turneul feminin a fost câștigat sâmbătă de Arina Sabalenka, locul 2 WTA. Ea a învins-o fără prea mari emoții pe Qin Wen Zheng, locul 7 WTA. FCSB continuă seria victoriilor în Liga 1. Roșialbaștrii au învins-o aseară cu 3-0 pe Universitatea Craiova și rămâne lider cu 11 puncte avans în fruntea clasamentului. Darius Solaru a deschis scorul din penalti pe finalul primei reprize. În repriza a doua, Florinel Coman și David Miculescu au mărit avantajul. Tot ieri, Hermannstad a învins-o cu 2-0 pe Botoșani, iar Poliaș s-a impus cu 1-0 în fața Universității Cluj. Etapa 23 se încheie în această seară. CFR Cluj are meci cu Voluntarii de la ora 20. Anunță vreme rece astăzi, cu maxime cuprinse între minus 2 și 5 grade. Cerul va fi mai mult acoperit prin sudul, estul și centrul țării. Vântul va sufla cu putere pe litoral, dar și în regiunile din sud, est și la munte. În capitală, cerul va fi mai mult acoperit astăzi pe parcursul zilei, dar fără șanse de ploaie. Și aici vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade Celsius.